Vești bune pentru milioane de pensionari români. În luna octombrie, Guvernul României va acorda un ajutor financiar seniorilor a căror pensie nu depășește suma de 3.000 de lei. Ajutorul financiar este cuprins între 300 și 500 de lei, în funcție de aceste venituri. Din luna octombrie, românii cu venituri mici vor primi bani în plus la pensie. Este vorba despre ajutorul oferit de stat, mai precis o indemnizație ce este acordată de două ori pe an. La nivelul județului Mehedinți sunt eligibile 51.960 de persoane. Toți pensionarii din România au un motiv serios de bucurie în luna octombrie, deoarece toți pensionarii care au pensii mai mici de 3.000 de lei vor primi din partea guvernului, cum spuneam, în luna octombrie, sume de bani cuprinse între 300 de lei și 500 de lei. Aceste sume de bani sunt reglementate de ordonanța de urgență a Guvernului 168 din 2022, care prevede sprijin financiar acordat pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei. Practic, acești bani în decursul anului 2023 se vor da în două tranșe. O primă tranșe de bani a fost plătită în luna ianuarie, urmând ca în octombrie să fie plătită cea de-a doua tranșe din suma de bani. Cuantumul acestui sprijin se va acorda în funcție de venituri. Astfel, pensionarii vor primi 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 de lei inclusiv, 400 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 leu și 2.000 de lei inclusiv și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 leu și 3.000 de lei inclusiv. Banii vor fi acordați prin intermediul caselor județene de pensii. Acest venit nu poate fi executat silit prin poprire.